Important e că Dinamo și-a atins scopul și au programat 800.000 și eu sper că au aproape 1.000.000. Au și procente la următoarea vânzare. Important e că după o zi întreagă s-a rezolvat. A semnat cum este? Jucătorul n-a semnat încă, de asta mergem să semnăm. Mai sunt niște chestii minime, să vedem care e impozitul acolo, cum e. Noi am vorbit de Neto, dar vom vedea care e situația acolo. A semnat? Vreau să-l convingeți pentru că el spunea că a plâns 4 ani la Dinamo. 4 ani la Dinamo și alții stau 40 de ani cu o soție și o lasă. Nu? Vreau să zic că a semnat cu dumneavoastră și s-a făcut și transferul. Păi e semnat de timp, 3 luni cu noi, de 3-4 luni mi se pare, nu știu. Și s-a realizat. Dar ce semne de întrebare mai aveți? Nici o semne de întrebare, e totul perfect. Vizita medicală o face azi, poate o prelungește până mâine. Și în momentul când vizita medicală ok, semnează și ne punem de acord cu Neto pe care trebuie să-l aibă jucătorul, pentru că acolo probabil taxele sunt diferite decât România, TVA-ul e altfel și vom vedea, nu e o problemă, dar în principiu suntem de acord. Cum se va descurca Dinamo și fără Sorescu? Și era un om de bază, e adevărat, era emblema echipei. Acum, cum se va? Hai să dăm uitării tot și cu tricoul și cu tot și să ne gândim că Dinamo trebuie să meargă și fără Sorescu. Au luat niște bani mult mai mult decât au crezut. Să creadă și ei în viitorul lui ca să mai ia ceva bani din procentele pe care le au și totul să fie bine. Și Dinamo cu Flavius Stoican și cu cei care au rămas acolo și probabil cu cei care vor veni să se salveze, pentru că e păcat ca Dinamo să nu fie în prima ligă. Dar credeți în salvarea asta? Credeți în salvarea asta cu lotul pe care l-au primit? Eu cred, pentru că sunt echipe mai slabe ca ele, care totuși cu puțină șansă sunt mai sus decât ei. Dacă Dinamo ar avea și șansa, dacă ar fi avut șansa să nu fie egalați în ultimile minute, așa cum s-a întâmplat, probabil era mai sus. Dar eu sunt convins că Dinamo se va salva.